Primăria orașului Liten, Consiliul Local și Casa de Cultură organizează joi 25 mai o serie de manifestări culturale cu ocazia Zilei Înălțării Domnului Zilei Eroilor. Evenimentele vor începe la ora 12 cu o slujbă religioasă la Monumentul Eroilor din centrul localității, apoi cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie vor fi sărbătorite de administrația locală. Începând cu ora 15 pe stadionul Ionel Pintiliescu, din Liteni va avea loc un spectacol folcloric susținut de artiști locali, dar și ansambluri din alte localități ale județului. De la ora 16 va avea loc premierea elevilor de la Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu pentru rezultate obținute la învățătură. Ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu va susține un concert extraordinar începând cu ora 18.30 de la ora 20. Pe scenă vor urca Călim Brăteanu, Fanfara Izvorașul, Andreea Petrariu și Rareș Balan, iar seara se va încheia cu un spectacol extraordinar al artistei Rubii.